TV Sighet va sărbători Ziua Națională a României printr-o ediție specială a emisiunii La Casa cu Voie Bună. Realizatorul emisiunii, Adi Sabadâș, îi va avea ca invitați în studio pe Ileana Matus și grupul Moroșanca. Din dragoste pentru țara și neamul românesc, tânărul interpret Adi Sabadâș va lansa în cadrul acestei emisiuni cea mai nouă piesă a lui, România, România, dedicată tuturor românilor, atât din țară cât și de peste hotare. Doamne, nu uita de noi, suntem sărași plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Suntem sărași plini de amar, plânsul nostru e în zadar. Doamne, ocrotește-i pe români. Suntem sărași plini de amar, plânsul nostru e în zadar. Doamne, ocrotește pe român! Dana Berci a realizat o ediție specială a emisiunii Manifest cu ocazia zilei de 1 decembrie, un material filmat în localitatea Berbești, Centrul de Cercetări Istorico-Teologice, Primăria și Consiliul Local al Comunei Giulești, în parteneriat cu Academia Română, Asociația Bogdan Dragoș, a urmașilor nobilimii maramureșene și Consiliul Județean, a organizat în Berbești un eveniment cu o mare importanță istorică pentru Comuna Giulești. În cadrul acestui eveniment va avea loc dezvelirea grupului statuar al celor 4 delegați cu credențional de pe raza Comunei Giulești, participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Câteva zile înainte de marele eveniment de la 1 decembrie 1918, noi, cei de la, din administrația locală și împreună cu consilierii, am hotărât să ridicăm un bust statuar. Este vorba de un proiect obținut anul trecut. Din cauze obiective n-am reușit să-l finalizăm decât acum. Și n-am mai gândit ca cei ale căror statui sunt aici să fie dezvelite de către cei mai apropiați de neamuri de sânge din familiile lor. Vă rog să luați acele panglice și să dezveliți monumentul ca atare.